Cât de puternică și ce cuplu are. Și dacă nu recunoaște sunetul, nu este nicio problemă, este normal. Pentru că astăzi avem o nouă motocicletă la review. Este vorba despre Kawasaki Z750, modelul de 2007-2008. Noi avem modelul 2008, dar este identic și din câte am înțeles, este exact același cu cel de 2009 și 2010. Iar asta se întâmplă pentru că avem cea mai tare comunitate și cei mai tari urmăritori. Pentru că, la fel ca și multe alte review-uri de până acum, această motocicletă este a unui abonat care mi-a dat un mail și a zis: "Hey, motorbike, nu vrei să testezi o motocicletă pe care am cumpărat-o și să ascult și părerea ta sinceră?" Și am zis: "Evident, ba da." Așa că dacă vreți să aveți o părere sinceră a unui om care are totuși ceva experiență pe două roți și vreți să împărtășiți povestea voastră și experiențele voastre cu toți ceilalți urmăritori de pe acest canal, vă invit să-mi dați un e-mail, iar eu promit să vă răspund în cel mai scurt timp posibil. Adresa o găsiți în comentarii și evident în descriere. Dar hai să trecem la motor. Aici avem un Kawasaki pe care l-am mai testat acum mai bine de 4 ani, dar pentru o plimbare foarte scurtă și la fel ca și atunci, mi se pare că e puternic, mi se pare că arată bine și destul de agresiv. Încă în perioada aceea se păstra acest aspect agresiv de naked, care odată ce-l vezi în oglindă, te sperii de el. Și pe bună dreptate, pentru că avem un motor de 748 de centimetri cubi care dezvoltă numai puțin de 106 cai putere. Destul de mult, dar nu este o diferență semnificativă față de un motor de 600. Iar asta pentru că cei de la Kawasaki au preferat să investească mai mult în cuplu. Iar aici avem un cuplu mult mai mare și asta se simte undeva de pe la 8-9000 de rotații pe minut, unde are și o explozie de putere, iar dacă nu te ții bine de el, vai, nu o să iasă deloc bine. Bună ziua! Până în 4000 de ture, dacă ai răbdare să mergi cu ea, este mai mult decât o motocicletă docilă. De la 4000 la 8000, da, își arată cu adevărat adevărata față, iar de la 8000 în sus, mult succes cu ea, pentru că dacă nu o stăpânești, o să te stăpânească ea pe tine, iar dacă te lași dus de val cu ea, nu o să fie deloc ok. Avem aici un ghidon sport custom, care este pus pe acest model și care crește într-adevăr manevrabilitatea, dar în același timp e puțin mai greu să te strecori printre mașinile care stau la semafor. Evident, avantaje și dezavantaje și de cele mai multe ori, în momentul în care aduci un plus, automat te trag și câteva lucruri din jos. E greu să aduci multe plusuri fără a avea și dezavantaje pe alte părți. Așa că pe lângă acest ghidon avem și manetele custom care arată bine, oglinzile care mi se par un pic cam moi și care se mișcă destul de ușor, dar asta nu este o problemă. Aici în față avem bordul care seamănă destul de mult cu cel al Hornetului pe care l-am avut anterior, adică Honda PC36, cea de-a doua generație, pentru că avem un turometru analogic, iar asta mi se pare că arată mult mai bine decât unul digital, chiar surprinzător de bine. Avem indicatorul de benzină cu 6 liniuțe, apoi kilometrajul digital, odometrul unde avem aproape 37.000 de kilometri, apoi ora și temperatura motorului, adică 82 de grade în momentul de față. După care butoanele specifice de select și reset, care nu fac foarte multe, poți să setezi ora, poți să schimbi din odometru în trip și cam atât. Nu este un bord foarte avansat, nici foarte multă electronică, este un naked destul de clasic, care își face treaba chiar și în 2021. Nu-mi vine să mă ating foarte tare de gaz, pentru că în zona în care începe ei să-i placă, începe să fie destul de ilegal în București și cam în orice oraș din România, așa că încerc să nu ajung în zona aceea. Îmi place să văd cum trage, îmi place să văd cum se simte, dar cu toate acestea încerc să nu îmi forțez norocul în oraș. Am mers pe în afara orașului și am văzut de ce este cu adevărat capabilă, iar acolo, da, acolo poți să simți cu adevărat o motocicletă. Așa, prin oraș, mai greu și e destul de greu să-ți faci o idee despre ce poate într-o zonă în care poți să mergi legal cu maximum 60 de km la oră. Însă ce am putut observa prin oraș a fost faptul că este mai greoaie decât motoarele pe care le-am testat până acum. Iar asta tocmai pentru că motorul în sine, propulsorul, este mai greu, mai mare
mare și mai lat, ceea ce oferă și o poziție puțin mai agresivă, stai puțin mai în mâini, stai puțin mai adunat și chiar puțin mai crăcănat, pentru că motorul este mai lat, ceea ce este normal. Din câte mi-amintesc, nici pe Gixxer-ul de 1000 nu aveam o poziție atât de agresivă, dar asta și din cauza rezervorului, care este mai mare decât cu ce am fost obișnuiți până acum, având un rezervor de 18,5 litri, comparativ cu multe alte naked-uri care au doar 17. Dar gata cu vorba și hai să vă prezint motocicleta! Așa cum am spus, aceasta este motocicleta Kawasaki Z750, modelul naked produs de cei de la Kawasaki din anul 2004 până în 2012. Este cea de-a doua generație, pentru că prima a fost produsă din 2004 până în 2006, iar din 2007 nu s-a mai modificat nimic până în 2012. Avem un propulsor de 748 de cm3 în 4 timpi, cu 4 cilindri în linie și cu 4 valve pe fiecare cilindru, ce produce numai puțin de 106 cai putere, putere care este atinsă destul de sus, undeva la 10.500 de rotații pe minut. În schimb, cuplul maxim de 78 Nm cuplu este atins puțin mai jos, undeva la 8.300 de rotații pe minut. În partea din față avem o furcă de 41 de mm reglabilă, iar în partea din spate un singur amortizor reglabil atât pentru preload cât și pentru rebound. Dacă ne uităm puțin mai jos, observăm și discul de frână, un singur disc de frână de doar 200 de mm cu un singur pistonaș petrier care își face treaba de minune, iar în partea din față două discuri imense de 300 de mm cu două pistonașe. Tot aici observăm și pneul față de 120x70x17, iar în partea din spate un pneu normal de 180x55x17. O dimensiune normală pentru pneuri și mai ales pentru motoarele din această gamă. Un alt element important la care vreau să revin de fiecare dată este înălțimea șei. Iar aici, deși pare destul de joasă, avem o înălțime de 815 mm. Ceea ce pentru o persoană de 1,73, precum sunt eu, nu creează probleme, chiar dacă rezervorul este foarte lat. Așa cum am spus, nu doar înălțimea șeii este importantă, ci și cât de lat este rezervorul și poziția pe care o au picioarele în momentul în care stai pe motocicletă. Și încă un lucru important pe care îl putem observa este zona aceasta de pe lângă propulsor, care întărește puțin cadrul și în același timp acționează ca și un crash bar. Dar pe lângă asta, cel mai bine putem adăuga și un crash pad. Este un motor interesant, dar pentru mai multe detalii o să-l invit în scenă pe Paul pentru a ne povesti puțin despre el. Salut, Radu! Spune-ne, te rog, câteva detalii despre motor. Cum ți se pare? Este prima mea motocicletă de care m-am îndrăgostit la prima vedere. O dețin de 2 ani de zile și n-aș vrea să o schimb. Okay. Pentru mine este, cred că este motorul perfect și puterea, adică cred că puterea este chiar un pic mai mult decât îmi trebuie. Spune-ne, te rog, cum ai ajuns la această motocicletă? Am ajuns la această motocicletă din dorința de a deveni motociclist, adică încă nu aveam permis când am cumpărat-o. M-am înscris pentru școala de șoferi și după aceea, căutând motociclete, am văzut-o pe asta. La prima vedere m-am îndrăgostit de ea. Am văzut-o și am cumpărat-o direct, n-am stat la discuții. Este prima mea motocicletă, o dețin de 2 ani de zile, încă sunt îndrăgostit de ea și nu aș dau-o pentru nimic. Deci a fost dragoste la prima vedere. A fost dragoste la prima vedere, exact. Spune-ne, te rog, ce îți place la ea? Deci îmi place cum arată, îmi place că are putere, dacă am nevoie pentru depășire nu mă lasă la greu. Îmi place că o pot folosi atât în oraș cât și la drum lung. Acum o întrebare care s-ar putea să doară un pic. Ce nu îți place la ea? Ce nu-mi place la ea? Nu am găsit neapărat defecte, adică ceva ce să nu-mi placă, probabil ar fi
ceva, poate un pic, poziția e un pic mai aplecată față de un naked normal sau e mai diferit. Poziția pasagerului mă deranjează un picuț că e un pic mai sus, asemenea unei sportive, și în rest cam atât, adică n-aș putea să mai adaug altceva. Ok, înțeleg, da. Problema cu poziția, mă rog, problema. Vorba vine, nu e o problemă, e doar vorba de preferință. Am observat și eu asta în timp ce mergeam cu ea. Într-adevăr, ghidonul este puțin așezat pe față, dar dacă desfaci cele patru șuruburi și îl tragi puțin mai pe spate, sunt sigur că o să schimbi cu totul ciclistica motocicletei. Da, mi se pare că stai puțin pe față și în același timp aduce mai multă poziție de sportivă, stai mai lat puțin, cred că și motocicleta se lățește puțin ridicând ghidonul și în același timp cred că te baci un pic, te lupți un pic mai mult cu ea. Ok, două întrebări scurte mai am pentru tine și nu te mai rețin. Spune-mi, te rog, cu ce ai schimbat motocicleta? Dacă ar fi să vinzi Z-ul, ce altceva ai cumpăra? E o întrebare grea. M-am gândit la asta, într-adevăr. Dacă ar fi să o schimb, aș schimba-o cu motocicletă touring. Nu am condus una până în momentul de față, dar sper că în viitor să am ocazia. Iar cea de-a doua întrebare, cum a fost fără motocicletă timp de o săptămână cât mi-ai lăsat-o mie? Iarăși o întrebare grea. A fost foarte greu, pentru că eram obișnuit cu ea să merg să fac naveta la muncă și cumva am fost nevoit să iau mașina. Bineînțeles că a fost mai dificil cu mașina, dar nu numai asta a contat, pur și simplu, nu știu, ca și cum îți lipsește o persoană, pleacă o persoană de lângă tine o scurtă perioadă de timp și simți lipsa. La fel ne-am simțit și eu lipsa, mai ales că nu o vedeam în parcare. Tot timpul când ieșeam din bloc, așteptam să o văd. Da, înțeleg. Paul, mersi mult pentru încredere, mersi mult pentru ocazia de a testa o motocicletă frumoasă, foarte frumoasă, arată foarte bine, arată foarte agresiv, drăguță, interesantă și, cel mai important, puternică și agilă. Da, îți mulțumesc și eu pentru că ai acceptat să îi faci un review și sper că ne vom revedea în trafic. Sigur, mai mult ca sigur ne întâlnim la plimbări. Bineînțeles. Mersi. Mulțumesc și eu, numai bine. Iar acum concluzia. Motorbike, ce zici? Merită cumpărat o astfel de motocicletă sau nu? După mai bine de o săptămână, timp în care m-am plimbat cu ea atât în oraș cât și în afara acestuia și am făcut câteva teste concrete în ceea ce privește consumul, mersul prin oraș, deplasarea urbană, dar și extraurbană, iar apoi top speed-ul în condiții de siguranță maximă, să nu uităm, pot spune, da, este un motor interesant, drăguț, puțin mai greoi, mai puțin manevrabil decât cele pe care le-am testat până acum și destul de fioros. Dar asta pentru că propulsorul în sine este atât de bine gândit, iar aici nu mă refer doar la modul în care este livrată puterea, ci și la cutia de viteze, pentru că are o cutie de viteze atât de smooth, nici măcar nu simți când schimbi vitezele și pe lângă asta totul merge foarte fluent și foarte ușor. Asta este destul de benefic, mai ales în condițiile în care ești începător și vrei să te asiguri că totul merge ca pe roate și nu ai surprize. Paul, proprietarul acestei motociclete, este începător și din câte știu, este prima motocicletă pe care a avut-o el și cu toate acestea, încă este bine sănătos și în viață. Iar asta pentru că a mers cu cap. Consider că pentru a supraviețui mai mult de 2-3 luni cu un astfel de motor și cu o astfel de putere, chiar trebuie să fii cumpătat. Trebuie să fii răbdător, gânditor și să analizezi de două ori o situație. Evident, instinctul este de a da gaz și de a pleca tare, dar dacă faci asta, nu știu cât de mult te va ierta. Și vom începe și cu acordarea notelor și ca de obicei începem cu aspectul, unde va primi 7. Arată bine, iar pentru 2008-2009, mă rog, perioada în care a fost produsă, mi se pare că este poate printre cele mai drăguțe naked-uri. Trebuie să recunosc, îmi place puțin mai mult decât Hornet-ul pe care l-am și asta nu doar pentru că este o culoare specială, deosebită, care fură priviri, ci și prin formele pe care le are. Motorul este atât de drăguț construit și toate formele de pe lângă sunt perfecte. Zici că au fost construite pentru un concurs de design, nu pentru o motocicletă, ci mai mult ca sigur va fi abuzată pe stradă și pe circuit. Bordul arată bine, destul de drăguț, scurt și la obiect ai toate informațiile de care ai nevoie aici. Cred că, sincer, aș mai fi adăugat
un indicator de dreaptă și poate un consum instant pentru a nu sta să calculezi de fiecare dată. Dar în rest, îmi place, arată bine, drăguț și cred că poate și cu o tobă sport ar putea arăta și mai bine. Uite, până și aceste linii care vin în jurul propulsorului aduc un plus de aspect. După care continuăm cu manevrabilitatea, unde va primi nota 6. Puțin mai scăzută nota decât celelalte naked-uri de până acum, dar asta din cauza faptului că este mai grea și într-adevăr se manevrează puțin mai greu, chiar dacă are un ghidon sport. Spun asta pentru că, deși este un motor de oraș, de mers pe stradă normal, are bracajul aproape al unei sportive. Destul de puțin pentru mine și nu pot să spun că sunt obișnuit cu un unghi de bracare extrem de mare, așa că strecurarea printre mașini s-ar putea să nu fie atât de ușoară. Cuțu! Mușcă! Ruff. Și într-adevăr, da, și greutatea propulsorului se simte, iar acest lucru face ca toată motocicleta să fie un pic mai greu de aruncat de pe o parte pe cealaltă. Am mers și pe câteva curbe cu ea și nu aveam încrederea necesară pentru a arunca atât de ușor de pe partea pe cealaltă. Mi se pare că centrul de greutate este puțin mai sus și asta cred că și din cauza rezervorului, care e un pic mai mare, și cred că și propulsorul este poziționat puțin mai sus. Dar în rest, drăguț, îmi place și pot să spun că m-am distrat cu ea. Cu puțină răbdare și evident cu mult timp și înțelegere, sunt sigur că proprietarul unei astfel de motociclete se va distra cu ea. După care ajungem la accelerație, unde va primi nota 8. Și aici, ține-te bine, odată ce te-ai atins de gaz, nu prea ai ce face, trebuie să te ții de ea bine, pentru că de la 0 la 100 de km la oră și poate chiar și mai sus, până la 200 de km la oră, este brutală, nărăvașă, salut, și sunt sigur că o să-ți ofere senzații de neuitat. Și de când conduc eu motoare, am înțeles că este vorba și de cel care conduce motocicleta și cât de mult curaj are să stea cu gazul deschis, pentru că am auzit o grămadă de cazuri în care oamenii ziceau că nu accelerează bine. Ok, dar până la ce turație te duci? Te duci până la 8000? E clar. Dar că nu o să simți nici măcar 50% din puterea pe care o are. Te joci cu ea de la 8 la 12.000, atunci da. Nu știu ce să zic, dar se pare că bordul a luat-o puțin razna. I-am băgat odată benzina, i-am făcut plinul și am observat că, deși era cu rezervorul plin, s-a activat becul acesta, mă rog, indicatorul de rezervă. Așa face pe rezervă, dar dacă opresc motorul și îl pornesc, am observat că suntem pe plin, sau cel puțin așa sper eu, pentru că nu suntem pe rezervă și ne mită indicatorul, pentru că suntem în mijlocul Bucureștiului și nu vrem să rămânem fără benzină. Dar continuăm cu notele, iar pentru top speed va primi aceeași notă, 8. Și asta pentru un top speed de aproximativ 250 de km la oră. Testat, da, în România, da, pe circuit în condiții de siguranță. Nu încercați asta acasă, nu încercați pe stradă, nu încercați nicăieri. Am văzut 251 de kilometri în bordul acesta și de acolo cred că mai putea puțin, undeva 5-6 km la oră, nu mai era mult potențial de acolo, dar nici nu-mi place să forțez motorul și să ajung în treapta 6 de viteză pe redline. Și de la viteză ajungem la frânare, iar pentru frânele pe care le are va primi nota 6. Deși avem discuri mari de 300 de mm, avem doar 2 pistonașe pe fiecare etrier, iar asta înseamnă ceva mai puțină forță de frânare. Fără ABS pierde un punct, dar cu puțină grijă putem frâna eficient aproape în orice situație. Pe spate am fost plăcut surprins de frâna pe care o are. Și asta pentru că, deși avem doar 200 de mm pe spate și doar un pistonaș, este atât de ușor să înfrânezi roata de spate și să mergi târâș. Evident, asta nu înseamnă frână eficientă, ci poate uneori chiar pierderea controlului. Dar despre asta putem discuta în alt videoclip. Acum rămânem strict la acest model. Continuăm cu sunetul, iar aici va primi nota 5. Chiar dacă avem o tobă stock, se aude bine și avem destul de multe rateuri, ceea ce cu o tobă stock nu am văzut la foarte multe modele. Paul spunea că are o evacuare MIV, cel puțin așa a cumpărat-o, dar a dat-o jos pentru că nu voia să aibă probleme cu rarul. Și pe bună dreptate, better safe than sorry, așa că îl înțeleg. Probabil cu acea tobă ar fi primit o notă puțin mai mare, dar așa... se aude bine și îmi place, probabil voi auziți mai mult vântul decât
propulsorul și evacuarea în sine, dar în realitate se aude bine. Trecem la features, unde va primi cu un punct mai puțin, adică 5. Nu avem electronică multă, nu avem ABS, nu avem traction control, avem un indicator de benzină, avem un kilometraj digital, odometru, bordul simplu, farul slab. Sincer, slab. După care, în ceea ce privește controlele, avem un control normal pe dreapta, unde nu avem buton pentru far, pentru că acesta se aprinde automat, iar în partea din stânga avem un buton de avarii. Deci, cam minimul necesar pentru a avea o experiență plăcută cu o motocicletă. Nu înseamnă că dacă nu avem asta, nu ne putem bucura de drum. Dar e bine să știi câtă benzină ai, e bine să știi cu exactitate viteza pe care o ai, tripul pe care poți să-l resetezi și, așa cum am mai spus, cred că ar fi ajutat un indicator de dreaptă și poate un indicator al consumului. Știa că tot vorbim de consum, mai scădem cu un punct și vom acorda nota 4. Având o capacitate cilindrică mai mare, evident, consumă și mai mult. Iar consumul mediu la drum lung este unul de aproximativ 5,2 litri. Am făcut un plin, am testat asta la mers undeva la 90-120 de kilometri la oră în afara orașului, pentru mai bine de 160 de kilometri. Am făcut calcul și acesta este rezultatul. Nu este o diferență mare de la motocicletele de 600, dar una care se poate simți. Și tocmai din acest motiv, cred că și rezervorul, un pic mai mare, își are locul. Pentru greutate vom adăuga un punct și vom ajunge înapoi la nota 5. Cu 207 kg la gol, este un motor ce este mai greu de controlat și mai greu ca și masă. Nu poți să-l arunci atât de ușor de pe o parte pe cealaltă, dar în același timp este puțin mai stabil pe viraje. Pentru un începător, cred că există variante puțin mai bune, iar asta tocmai pentru a-l ajuta pe el. Pentru că la început vrei să ai o greutate cât mai mică de controlat. Fiind mai greu, trebuie să frânezi mai puternic, trebuie să te chinui mai mult cu el și trebuie să ai o grijă suplimentară. La 200 de kilograme, eu sincer mă bucur că Paul a avut noroc cu el, nu a căzut și nu a avut probleme, dar nu știu cât de multe persoane a reușit să facă asta. Pentru oraș, comparativ cu celelalte naked, va primi cu un punct mai puțin, adică 6. Și am explicat anterior de ce. Brachează mai puțin, brachează mai greu și se strecoară mai greu printre mașini. Ghidonul, da, este mai lat, dar nici cel original nu este cu mult mai îngust, iar asta face destul de greoaie strecurarea printre mașini, pentru că dai direct în oglinzile lor și trebuie să ai grijă mai mare. Plus de asta, și propulsorul și crashbarurile și, mă rog, crashpedurile sunt mai late, rezervorul e mai lat, chiar și aceste carene de pe lateral lățesc puțin motocicleta. Și uite, dacă facem o comparație rapidă cu Super Soco sau cu un scooter pe care l-am avut la review, observăm cât de ușor ne strecuram cu el și cât de greu ne este cu acesta. Dar continuăm cu nota pentru sport, unde va primi nota specifică unui naked, adică 7. Te poți da cu el pe viraj, poți să ai senzații puternice, poți să dai cu genunchiul pe jos fără probleme, nu văd de ce nu ai putea face asta. O grămadă de putere și de cuplu la ieșirea din viraj și stabilitate în unghiuri mari de înclinare. Nu trebuie să forțăm nota, nu trebuie să ajungem la limita șasiului, a furcii, a suspensiei și a motocicletei în sine, pentru că nu are rost. Aici clar sunt alte modele pe care le putem avea în vedere dacă vrem să facem asta, dar Z-ul este mai mult decât suficient. Pentru touring continuăm cu aceeași notă și anume 7. Cu un consum care nu este extraordinar de mare, cu o șa care nu pot să spun că este cea mai comodă, dar nici cea mai incomodă, și cu o poziție dreaptă, relaxată, unde îți iei tot vântul în piept și în cască, pentru că nu avem parbriz, este o alegere bună cu care poți să faci fără probleme peste 500 de km într-o zi. Dacă vrei mai mult de atât, poți alege montarea unui parbriz în față sau poate chiar modelul scos de cei de la Kawasaki. Cred că se numește Z750 ceva, nu mai știu exact cum se numește, dar este un model semicarenat, frate, cu Z750-ul. Practic aceeași motocicletă, doar cu o carenă mai măricică și cu un parbriz în față. Cu un preț de aproximativ 3800 de euro. În momentul filmării acestui videoclip, Kawasaki Z750 primește nota 7.
Și sper că nenorocitul ăla primește o amendă acasă. Sunt o grămadă de modele pe OLX și prețul diferă de la accesoriile pe care le are fiecare și evident numărul de kilometri pe care îl găsim în bord. Dar acesta este un preț mediu pe care l-am luat în considerare pentru acordarea acestei note. Nota personală este 6 și asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut. Ba din contră, mi se pare drăguț, jucăuș, puternic și chiar uneori destul de nărăvaș, pentru că am făcut câteva slide-uri pe străzile din București cu el fără să vreau, dar controlate și niciodată în afara zonei de confort, pentru că puterea pe care o are și modul în care o livrează s-ar putea să ia uneori prin surprindere. Poziția, cum am zis, da, drăguță, te poți obișnui destul de ușor cu el și trebuie să mergi cu grijă la început pentru a nu avea probleme, dar trebuie să spun și ce nu mi-a plăcut. Iar în primul rând trebuie să încep cu farul, care noaptea mi se pare că va crea probleme suplimentare fiecărui rider. Nu vezi foarte mult chiar dacă becul instalat este unul care oferă o putere mai mare și în momentul în care se lasă întunericul nu mai e atât de amuzant. Faptul că el brachează mai puțin și că este mai greu este din nou un dezavantaj și cred că aș alege mai mult un 600 clasic, care este mai ușor, un pic mai manevrabil și are și un consum mai mic. De aici mai departe nu putem face altceva decât comparații cu modelele pe care le-am testat și cu ceea ce am avut până acum la review și la test ride. Cu un total de 93 de puncte, acest model ajunge pe locul 8 în clasamentul nostru, la doar un punct de Yamaha XT660X. Mi-a făcut plăcere să am o astfel de experiență și încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Paul pentru încrederea acordată. Cum am spus, dacă vreți să apareți într-un videoclip de al lui Motorbike pe acest canal și vreți să avem un dialog în care să discutăm experiențele voastre și să vorbim despre motorul vostru, nu rămâne altceva decât să-mi dați un e-mail, iar acolo vom stabili toate detaliile. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți cei mai tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!